asta mi-i soarta, veșnic pe drum, căutând un castel. Liviu Ciulei a fost cu ideea să îl aducem să cânte în a 12-a noapte, iar ulterior l-a luat colaborator la Elisabeta I și datorită muzicii făcute la Elisabeta I a devenit membru al Uniunii Internaționale a Compozitorilor de Muzică de Teatru. Atunci, chiar atunci, în anii 70. El a mai scris muzica pentru spectacolul Noile Suferințe ale Tânărului W, în care juca Ogășanu. În toamna lui 73 sunt reluate spectacolele la Bulandra, acompaniind-o pe solista Suzana Georgescu, ulterior la Venus, revenindu-se la trioul obișnuit cu Ion Cristian Călare la baterie, fost la sincron. Colaborarea cu teatrul se dezvoltă prin punerea în scenă a celor două spectacole deosebite în regia lui Liviu Ciulei. Ploaie și ce vânt, dam și eu prin fete iama, fiindcă plouă pe pământ. Dar când mi-a mijit mustața, hei ce ploaie și ce vânt, tot când râs am luat viața, fiindcă plouă pe pământ. Dar de când m-a ars năpasta, hei ce ploaie și ce vânt, ce mi-am luat și eu nevastă, plouă într-una pe pământ. Și de-atunci pătuar Gaia, fie ploaie, fie vânt, beau și eu cu toată ploaia care un spectacol la 12-a noapte de Shakespeare, cunoscută melodie când eram fleco la mama, care toată lumea știe refrenul bufonului, alături de mari actori ca Florian Pitti și Ion Taramitru. Apoi mai târziu a venit și doamna Mimi Caragiu în spectacol. Și spectacole care s-au bucurat de un mare succes la vremea respectivă, se jucau cu sălile închise, pentru că la, de fapt, și de drept, domnul Pitti și domnul Caramitru rupeau biletele la intrare, pentru că trebuia să veneau de la Consiliul Culturii, domnul Dumitru Popescu, așa zisul Dumnezeu de atunci, ministrul Culturii, și ca să vadă, într-adevăr, cine vine la spectacole, atunci erau la poartă și Pitti și Caramitru. Și se știa clar că de atunci era varianta a doua a spectacolului, se recita numai pe linie sau dacă nu venea nimeni, atunci se recita normal. Câte drum. În 73, George Stanca publica în revista Flacăra un interviu cu Dan Andreealda, din care am spicuit. Găsesc că muzica românească se află în declin, pentru că formațiile bune sau rele au rămas puține la număr. O cauză ar fi aceea că din rândurile tinerilor creatori nu s-a ridicat niciunul în stare să egaleze nivelul atins în domeniul altor arte tinere. Noi avem apariții în public rare, probabil că vom fi mai mult la radio și la televiziune, unde vom prezenta tot în formulă de trei lucrări orientate spre o muzică pop cultă, un pop de cameră, dacă vreți, amputând pe cât posibil elementul comercial. Să le interzicem pe veci. Răspunsul, prieten. Răspunsul, prieten, e vânare de vânt. E vânare de vânt. Răspunsul-i vânare. Răspunsul-i vânare de vânt. Câți ani poate un munte în lume trăi, până marea să-l spele într-o zi? Și câți ani și oamenii pot viețui. În același an, trupa debutează în cenaclul Flacăra la Craiova. La festivalul Flacăra din decembrie, Alda este premiat. Până atunci, în locul lui Cristian Ion Călare, îmbolnăvit, este cooptat bateristul Mișu Cernea de la Mondial, revenind și mai vechiul colaborator Petre Iordache. Quartetul înregistrează un disc EP de 4 piese care va apărea anul următor.
Este și momentul unui nou început, confecționarea primului sintetizator de către Corneliu Bibionescu, definitoriu pentru soundul trupei. Cel care avea să devină vârful muzicii electronice românești era coleg cu Dan Aldea la conservator, urmând secția compoziție. În anii 70, nu mai țin minte, 70-71, am fost cu Dan la expoziția americană, care a fost deschisă la București, unde s-a adus un acest instrument. Și amândoi am reușit să cântăm pe el, a fost ceva absolut fantastic și tulburător pentru noi ca experiență auditivă, după care Dan împreună cu Bibi a construit acest sintetizator, în fine mi-am cumpărat și eu și a început o aventură extraordinară a muzicii electronice, care din păcate nu prea era gustată, nu prea era difuzată, nu prea plăcea anumitor urechi. Din nou, imagini inedite dintr-un documentar semnat de operatorul și regizorul Constantin Chelba, folosind muzica lui Dan Aldea și scenariul eruditului Andrei Bacal. Până la difuzarea filmului pilot aveau să fie așteptate însă destule vize, timp în care omul de știință cădea în disgrație, iar muzicianul părăsea pentru totdeauna țara. Dar să nu anticipăm, suntem la răsăritul erei electro în România. Eu fiind obișnuit cu turnee cu Mondial, cum știam, zic, nu, stai puțin, trebuie să ieșim de acolo, să ieșim pe scenă, să cântăm. Și am muncă foarte multă, nu existau instrumente, a trebuit să ne facem instrument pe aur. Făceam și chitări, ne construiam chitări, absolut totul să confecționam. În afară de difuzoare, difuzoare trebuia să cumpărăm, în rest totul se făcea. Am ieșit în turnee, după care am avut formule de 3 și de 4. La un moment dat am cântat numai în 4, cu ori cu un clăpar adițional, ori cu un chitarist. Dan, de fapt, fiind solistul și omul de solo pe toate instrumentele, și la clape, și la chitară, și cu chitară. În 74 apare și primul EP Sphinx, cu piesele coboruse primăvara, peste vârfuri, fiii soarelui și ziua ta. Trupa are o cu totul altă apariție în concerte, tot mai viguroasă, mai rock. În primăvară, Sphinx pleacă în turneu cu Anda Călugărean. Din vară este cooptat un al doilea chitarist, Dan Bădulescu, venit de la Modern Group în locul lui Petre Iordache, care va rămâne în formație până la sfârșitul lui 75. La ora aia, Brian May nu cânta ce cânta Dan în secolul vitezei, dar nu cânta. Plus că asemenea unisoane, cum făcea el, gândite, deștept, tehnic. Deci, la început am 1, 2, pe urmă fac triolet, pe urmă în partea asta am 4, pe urmă fac quintolet, și asta deja începe să miroasă a studiu, pe urmă fac sextolet și începe. El cu Toroimaco odată, și acest, toată jucăria asta într-un unison demențial, de n-avea loc să bagi o lamă de ras între două note acolo, n-ar fi mers altfel decât prin studiul ăsta. Trebuie să știi ce e un quintolet ca să-l poți cânta. Cine nu știe ce e quintolet, nu cântă quintolete.
aiute cu fiecare ceas. Anii devin minute, timpul e greu invas. Și în lume eu continuă coară, gata, fără bopa. Sphinx abordează un lung șir de turnee și concerte prin țară. Suita Rock, Condiția Umană, Piesele Spune, Meniul Zilei, Călătorul și Copacul, Hora de Băieți variază stilistic, culminând cu repertoriul primului disc LP, Lumea Albă, din 1975, având trei compozitori. De menționat și colaborarea vechiului organist din anii 60 al trupei, Idu Barbu. Omule, nu mai privi înapoi peste Dan Badulescu, da, a fost o perioadă destul de lungă cu noi în trupă. El mai cântase cu încă două, trei formații în perioada aia și a fost o experiență foarte bună pentru noi. Când am cântat cu două ghitări. Ne dădea libertatea să cântăm un repertoriu mai mare. Și era un chitarist foarte interesant. Era un tip studios, serios și care ne-a ajutat foarte mult. Cred că din perioada Sphinx toate piesele mie mi-au plăcut foarte mult, dar două au fost chiar piese care m-au influențat tot restul carierei. Una a fost Mierea și a doua Din nou acasă. Bătrânul multă cale, de când te-a părăsit, învins de dor și jale, pe prispa casei tale, se culcă obosit. Cea mai recentă descoperire în arhiva televiziunii, o filmare de la uzinele 23 august pentru o emisiune girată de Adrian Păunescu. Piesa este compusă mult înaintea apariției discului EP omonim din ultimii ani 70, la claviaturi regretatul Nicolae Enache. Pe același disc mai apăreau Fetele Albine și Zmeul. În aceeași perioadă, Electrecord editase încă două piese Sphinx, Drumul, respectiv Lumină și Culoare, pe al patrulea disc colectiv din seria formației rock. Primul sintetizator a fost făcut în România de Bibi, care a adaptat o clapă veche, un
plecat de la o clapă veche pe care am transformat-o noi, nu știu ce, el a făcut oscilatorul și era utilat așa cum este un buton de sonerie unde dacă apăsai sucea la octavă sau la intervalul pe care... Problema mare a sintetizatorilor din vremea era când erau stabile în frecvență. Adică ele se stabilizau în funcție de frecvența rețelei. Nu erau stabilizate cu cuarț. Și tot timpul se dezacordau, ori octava se micșora sau se dilata și în continuu trebuia... Pentru că frecvența rețelei în România nu era deloc stabilă. Și imediat fugea și atunci... În continuu, Dan avea un buton în care acorda octavele. Sus, așa, acorda octava și reușeam să trecem pe sământa, cânta mai departe. Dar era o clapă care am îmbrăcat-o noi în niște material de ăsta verde. Arăta foarte ciudat. După care, la un an și ceva, a apărut primul sintetizator profesional care am reușit noi să ne cumpărăm, un Korg MS-10. Am mai cumpărat unul, cântam cu două, dar în general Dan a fost solist la marea majoritate a pasajelor instrumentale, și la clape, și la chitară. Și acum formația Sphinx cu fetele albine și cu balerinele de la Casa Pionierilor și Șoimilor Patriei a sectorului 3 din capitală. Fetele albinele au furat sulfinele, sărântare soarele pe florișoare, pulberea de lună de pe mătrăgună, sclumul de șofran ne-a demăchiran. Hei, hei! Dacă v-am căpeam, nu stup și-o stau, care a venit și s-a rătăcit dintr-un noi răsut. Și care ni seară e miere și ceară. O piesă filmată pentru o emisiune pentru copii prezentată de Geta Chira. Din păcate, momentul muzical este amputat exact acolo unde trebuiau să se vadă membrii formației în două ediții diferite. Despre Sphinx și repertoriul lor propriu într-o epocă de aur a muzicii tinere românești vorbește acum celălalt chitarist al primului disc, actualmente preot, Dan Bădulescu. Rockerii și folkiștii, dacă vreți să le spunem așa, români, au preluat inițial prin a cânta cover, să spune. Deci au cântat chiar piesele străine, apoi s-au tradus în românește textele, sigur, asta a fost impusă și ca o politică culturală, și apoi au început creațiile originale. Ei bine, aceste creații originale și lumea care are aceste discuri, dacă mai se mai găsesc acum, se mai pot procura discurile din perioada aceea, poate foarte bine să asculte în paralel o formație model sau un folkist model american sau englez și cu reprezentant omonimul sau cum să spunem român, și va constata că dacă într-adevăr muzical și sonor vorbind sunt similitudini și sună aproape la fel, mesajul și etosul diferă foarte mult. Deci ceea ce făcea formația Sphinx, ceea ce făcea Valeriu Sterian, Dumnezeu să-l ierte, sau un folkist, sau o formație, sau Phoenix, și exemple pot continua, nu seamănă decât formal cu modelele apusene. Atunci din pădure sună, se auzi un glas păgân. O, voi ce-n soare cald trăiți și ați ucis strămoșul nostru, să nu-i
strice rostul vostru. De ce sunteți așa grăbit? Era un foarte bun chitarist și un foarte bun sintetizatorist, sau să spunem așa, clăpar. Deci amândouă a fost un geniu și amândouă le cunoștea foarte bine. Mai târziu, mai târziu, ei ne vor întreba ce-am făcut, ce-am făcut, dacă am făcut ceva. Am dezlănțuit furtuna, am înlăturat minciuna, frica cu care am gonit, adevărul l-am descoperit. Dacă ați făcut ceva, poate veți da și voi un emisiune girată de Jana Gheorghiu. Dan Andrei Aldea acompaniind pe discurile lor folchiști celebri ca regretații Anda Călugăreanu și Valisterian, Doru Stănculescu, Mircea Vintilă și Mircea Bodolan. Un ziarist și organizator relatează un episod antologic din 1974, concertul extraordinar de la Sala Palatului, care a pus față în față cele două trupe rock de galactice ai rockului românesc, Phoenix și Sphinx. Uite, de pildă, acum găsesc chiar poza lui Andrei Aldea, pentru că atunci Dan Andrei Aldea s-a hotărât să iasă, asta ți-am mai spus-o, v-am mai povestit-o, s-a hotărât să cânte în picioare. Dan cânta pe scaune, toată trupa stătea pe scaune și cânta. Atunci Dan Aldea a încercat să facă puțin show, să cânte în picioare. Bineînțeles că succesul a fost extraordinar pentru ambele trupe și mai ales pentru rock-ul românesc și mai ales pentru istoria rock-ului românesc despre care vorbim astăzi. Deci rock-ul a câștigat, n-a pierdut. Din această confruntare pe care am pus-o noi atunci la cale și de care Nicu cumva s-a speriat ca să nu dăm la geoare. De altfel, eu știu că întotdeauna Dan Aldea l-a prețuit pe Nicu Covaș, probabil că și reciproca este valabilă. În sfârșit, apogeul Sfinxului, pe drept cuvânt capodopera rock-ului românesc alături de Cantafabulele Phoenix, un disc conceptual care ar fi trebuit să apară în două volume. Zalmoxe, cu fragmente prezentate în concerte cu mult înainte de editarea oficială din 78-79, era un poem rock amplu inspirat de miturile arhaice românești, personajul central fiind un simplu muritor ajuns zeu. Aspirația omului spre lumină și înțelepciune pe patru planuri diferite care converg spre muntele Cogaion. Iată ce declara într-un pliant autorul conceptului liric, Adrian Alexandru Basarab, pe numele adevărat Adrian Hoaja.
Intenția noastră a fost să recompunem cu ajutorul mijloacelor la îndemână atmosfera începuturilor civilizației noastre, epoca geto-dacă de o neasemuită frumusețe și demnitate spirituală. Ne-am documentat din vechi izvoare literare și istorice ale antichității, atât din zona spiritualității greco-romane, cu destule mărturii despre timpul enigmatic al acestui controversat erou al Daciei, cât și din culturile orientale, egipteană, babiloniană, indiană. Admirația pentru valoarea lui Dan Andrei Aldea atunci nu a mers atât departe încât a răspuns imediat și din plin cererii lui Dan de a îndruma pașii în realizarea albumului Zalmox. Au avut seri bune de discuții Dan Andrei Aldea cu Liviu Ciulei, deci asta ca documentare pentru album. A fost tot timpul o trupă care a fost la limita dintre comerț și știința de a face muzică. Și aici, în continuu, a trebuit să balansăm, să cântăm așa cum ne venea să cântăm, dar trebuia să și vindem. Și atunci aveam anumite pasaje care le făceam mai comerciale. Toate râurile seac, toate pasele.
toate lucrurile astea era tot timpul un echilibru între comercial și necomercial. Și am reușit o vreme să ținem pasul, nu? După care am imprimat Zalmoxe, care a fost o... și va rămâne un disc pe care cred că îl poți asculta oricând fără să spui probleme. Adică cred că și peste 30 de ani va rămâne și va putea fi ascultat. Zalmoxe a fost o încercare formidabilă pentru noi, că am repetat foarte mult, am stat în studio foarte mult, ceea ce nu era obișnuit pentru vreme. Vremea, într-o săptămână trebuia să tragi un disc. Noi cred că am stat vreo 6 luni, am imprimat. Am imprimat, ne-am întors, am reimprimat de zeci de ori. Iar piesa Miera era deja, cred că am avut 20 de variantele. Și până la urmă ne-am oprit la ultima. Cine strai de muscă ștaie, cine strai de muscă poartă, cine nu doarme, cine nu tace, cine preface viața noastră în văpaie. Cine stă în peșele munte, cine are-n soare munte, cine nu moare, cine se spală cu lapte în moare. Cine atură sub secer de aur seminția noastră, cine frântare și gel în ramul de laur. Chiar și în Zalmoxe este evident filonul românesc, dar încă o dată spun rafinat, de altă natură. El, cum să spun, organic era împotriva lucrurilor prea evidente, ajungând până acolo încât într-un spectacol în care era în sală Suzana Gâdea, nu o să uit câte zile avea, a cântat balada lui Ciprian Porumbescu la vioară, dar cu vioara pe la spate. Asta într-o perioadă în care deschideai radioul sau televizorul și n-auzeai decât balada lui Ciprian Porumbescu. Muzica ultimului single, Sphinx, conținând Focuri vii și 49-50, trecem în revistă și apariția acestei piese live pe discul Culegere editat de Electrecord, în urma celui de-al patrulea festival Cluba. În paralel lui Dan Andrei Aldea, i-a apărut în aceeași perioadă finală a colaborării sale cu grupul un alt single,
Cu piesele Noi nu ne temem și 10 arici înamorați, discul a fost retras de pe piață datorită trimiterilor directe din parodiile sale, înregistrate cu toate instrumentele de muzician. După Zalmoxe, trupa este la apogeul compozițional și în același timp tehnic. Din 75, grupul concertase la festivaluri internaționale, în Berlin, Sopot, abordând și turnee în Germania de Est și fosta URSS, apoi Ungaria și Iugoslavia. Anual, Sphinx cânta o bună perioadă în Belgia, așa cum s-a întâmplat și în 81, când Dan Andrei Alda a ales Libertatea, stabilindu-se în cele din urmă la München. A fost, nu știu câte sute de ani, o festivitate la Bruxelles și am cântat în Grand Place, înaintea lui Richard, trebuie să spun, deci a fost un eveniment și atunci am cântat compoziții de ale noastre. Deci reacția a fost foarte bună, toată lumea a zis bravo, a plăcut, dar... ce se întâmplă? Managementul n-ar fi spus, domnule, gata, facem un turneu cu voi, pentru că trebuiau o piese cunoscute. Pascărișura, aripa ta, ne-a îmbrit pământul. Nu te puștie, aveam o admirație pentru Dan, care era cu totul paralelă. Deci, în primul rând, avea o putere de muncă absolut îngrozitoare. Adică este încă ceva care nu reușesc să realizez nici când mă mobilizez. 6, 8 ore, 10 ore de lucrat cu instrumentul. Și omul ăsta a făcut școala bun soldat. Trăit soldat. Omul ăsta a făcut școala așa cum se cuvine, adică chiar acolo a învățat procedeele de a face muzică. Deci după aia el a făcut muzică, deci orice piesă pe care auzi orchestrată din vremea aia cu Sphinx, cu Mircea Vintilă, cu nu știu ce, sunt încercări disperate și patetice de a avea măcar o jumătate de minut muzical. Sphinx a continuat să cânte în vârful piramidei rockului românesc, etalând diverse formule cu cei mai buni muzicieni de gen români. Niciodată însă nivelul compozițional și interpretativ din perioada Dan Andrei Aldea nu a mai fost atins. Muzicianul s-a retras în studioul propriu de înregistrări, dar a continuat să cânte muzică cu majusculă, în toate formele ei posibile, de la compoziție până la producția efectivă. Mari artiști ai scenei internaționale poartă semnătura sa pe discuri, nu în ultimul rând cei români care i-au călcat pragul studioului, cea mai recentă colaborare fiind aceea din 2005 cu Doru Stănculescu. Dan Andrei Alda a refuzat cu obstinație să revină în România, unde fanii așteaptă ca și ieri Sfinxul rockului românesc. Fiind anul Faust, a venit cel mai mare actor faustian la Dan, pentru că se știa că Dan e extraordinar de bun și a zis: domnule, eu vreau să fac Faust singurel, eu citesc tot Faustul, faceți dumneavoastră muzica. Domne, a scris Dan o muzică, au ieșit 4 compact discuri, un set, Faust, în care este tot. Uite, dacă mă gândesc, mi se face pielea de găină, deci îți dai seama că e într-adevăr fantastic. Numai desfacerile de ceruri, că la început discută Dumnezeu cu diavolul, fac pariul, domne, îl iei pe Faust sau nu-l iei. Vine șarpele, se desfac tromboanele apocalipsului. Domnule, le-a scris atât de frumos că nu știu, vă spun, nu glumesc, eu știu multă literatură muzicală, multă muzică,
Eu așa ceva n-am găsit nicăieri. Ce-a fost zis, am zis, cine azi poate mai mult să spună? Cine a fost, dacă a fost, dacă om a fost, o zeu, orchideu cu dudez meu?